Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! Astăzi v-am pregătit subiecte interesante și de mare actualitate. Legea privind prevenirea separării copilului de familie, inițiată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și adoptată de către Parlamentul României, a produs multă panică și nedumerire în rândul comunităților de romi. Astăzi vă prezentăm o anchetă jurnalistică realizată de echipa din Viața Romilor, care vine să confirme că legea 156/2023 este una în beneficiul populației vulnerabile. Un caz aparte din județul Vrancea a pus comunitatea din comuna Ciorăști în dificultate. Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Vrancea a luat 4 minori din sânul unei familii printr-o hotărâre judecătorească, având motive întemeiate în conformitate cu legea 272/2004. Vedeți în ce condiții statul poate interveni, dar și care sunt pașii de urmat pentru ca minorii să poată reveni acasă. De asemenea, vă arătăm cum a decurs întâlnirea din județul Prahova dintre reprezentanții Partidei Romilor și autorități. Discuția s-a axat și aici pe prevederile legii 156/2023, dar s-au discutat și probleme organizatorice, astfel încât comunitățile de rom din Prahova să fie corect informate și să își cunoască drepturile. Avem noutăți și despre viitorul Muzeu Național de Istorie și Cultură a Romilor din România. Rămâneți alături de noi, Din Viața Romilor începe acum! Istoria și valorile identitare ale etniei rome din România vor fi mai bine cunoscute și împărtășite viitoarelor generații. Săptămâna aceasta, proiectul de lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie și Cultură a Romilor din România a fost adoptat cu majoritate de voturi în plenul Camerei Deputaților. Lege ordinare adoptări, proiectul de lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie și Cultură a Romilor din România, PLX-ul 346/2023, lege ordinară. Vot, vă rog. Cu 259 de voturi pentru, un vot împotrivă, 8 abțineri și 2 colegi care nu votează, proiectul a fost adoptat. Potrivit proiectului, muzeul are ca scop prezentarea și aprofundarea istoriei, culturii și tradițiilor romilor din România, cunoașterea în plan intern și internațional a contribuției minorității rome la evoluția și modernizarea societății românești de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor robiei și deportării în Transnistria, precum și combaterea rasismului și a discriminării. Proiectul inițiat de deputatul minorității rome Cătălin Manea a fost adoptat de Senatul României în data de 17 mai, Camera Deputaților fiind for decizional. În calitate de inițiator al proiectului de lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie și Cultură al Romilor, apreciez că votul de astăzi este un moment prin excelență istoric. Le mulțumesc tuturor colegilor deputați și senatori care s-au alăturat și au susținut proiectul de lege, precum și Guvernului României, Consiliului Legislativ și Departamentului Legislativ al Camerei Deputaților, în mod distinct colegilor din cadrul grupului parlamentar al minorităților naționale. Astăzi, 20 iunie, reprezintă o zi care va rămâne în istoria României ca o dovadă a recunoașterii contribuției minorității rome în spațiul românesc, precum și o dovadă a manifestării voinței clasei politice în ceea ce privește istoria, cultura și tradițiile romilor din România. În numele minorității rome și al Partidei Romilor, vă mulțumesc tuturor! Patrimoniul muzeului va fi alcătuit din colecții de piese și documente, constituite de Asociația Partida Romilor Pro Europa, membru al Consiliului Minorităților Naționale, în colaborare cu alte instituții publice sau private, organizații neguvernamentale din țară și din străinătate, precum și din piese provenind din transferuri, donații și achiziții potrivit legii. Printre atribuțiile instituției nou formate se numără organizarea de activități de cercetare științifică, conferințe, expoziții, schimburi de experiență, precum și editarea și publicarea de studii, colecții de documente, articole și albume fotografice. Ca
Cazul a patru minori luați din sânul unei familii din Ciorăști, județul Vrancea, a scandalizat comunitatea de rom din această localitate. Pe rețelele sociale, intervenția de urgență a serviciului abilitat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea a stârnit reacții serioase de teamă și revoltă. Partida Romilor a intervenit prompt prin reprezentanții săi în încercarea de a restabili liniștea, dar și de a analiza cauzele care au condus către hotărârea judecătorească prin care minorii au fost despărțiți temporar de familie. Am pornit către Comuna Ciorăști pentru a înțelege cum s-au desfășurat lucrurile, dar mai ales pentru a afla dacă procedura autorităților a fost justificată, cine se face responsabil, dar și cum ar putea fi îndreptată această situație. Spuneți-mi, doamnă, ce s-a întâmplat? De fapt, care e problema aici la dumneavoastră? Mi-a venit și la copii. Păi cum? Deci... cum? Cine? Protecția copilului sau cine? Da. Protecția copilului a venit la dumneavoastră. La micul meu, la copii. Și care a, care a fost pretextul? Adică ceva, cum m-a motivat? Și eu când am venit steluța, i-am dat actele în mână și îi dau la școală aici, la noi. Să dăm copiii la școală, i-am zis. I-am dat actele în mână și i-a zis da. Eu nu știu că e de acolo, unde este acum, e dus. Deci câți copii, despre câți copii e vorba? Patru. Pe toți vi-a luat? Da. Deci nu mai aveți niciunul acasă? Nu. Deci a venit protecția copilului, da? Da. Da. Și ce au motivat ei? Ce au spus? Că nu sunt condiții da, sau... Da, da. Nu este. A zis că oare avem două case, două. Unde stăm înăuntru și e mie la copii. Câte persoane sunteți aici? Cât de? Șase dormem în casă cu mine. Copiii. Deci soțul, da, dumneavoastră... Și copiii. Așa, și practic i-a luat pe toți spunând că nu merg nici la școală, da, da, și că nu sunt nici condiții. Acum i-am dat la școală și tu mi-ai luat. I-am dat pe tot la școală. Și când s-a întâmplat lucrul ăsta? Puteți să ne spuneți exact? Când? 5 zile. Noi nu știm de copii nimic acolo. Absolut nimic, noi nu știm cum sunt copii. Poate copiii plâng acolo și noi nu știm nimic de copii. Dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt sora la copii. Poate copiii plâng acolo. Da. Tată e în spital. Copii aici, ei cum trăiesc fără copii? După aceea trăiesc fără copii aici, așa. Deci noastră sunteți sora mai mare a copiilor, da? Da. Am înțeles. Păi, recunosc că n-au avut condiții, dar muncea și fratele meu la muncă, tata, munceau și ei. Ce trebuia să ia mai repede? Sau ia și mâncare la copii? Ce trebuia să ia mai repede? Trebuia să fac eu casă, dar n-avea cu ce să facă casă. Lua și mâncare la copii. Ce aveai și bani, luam și mâncare. Trebuia să îngrijesc copii, să mănânce copii. Spălăm mereu? Ce era să... Muncea, s-a ucea tata la muncă, muncea pentru copii, aucea să mănânci. Copiii n-au murit de foame niciodată. Da. Niciodată n-au murit copiii de foame, făcea mâncare. Spuneți-mi, din tot satul, numai la dumneavoastră s-a întâmplat nenorocirea? Numai aici, numai aici s-a întâmplat. Dar cum, au avut informația cei de la... Primăria a făcut treaba asta, primăria, tot și cu poliția. Da. Actele astea care au venit, eu trebuia să le primesc. Sunt de pe luna 3-a și copiii i-a luat în luna 6. Și eu trebuia să le primez. Ne-a dat în judecată, ca noi fără să știm. Și noi nu știam nimic. Prima dată, când a venit actele astea 272... Legea 272 pe 2004, da? 2004. Tata, când le-au primit, s-a dus cu el la protecție. Și mi-a spus așa. Dacă dați copiii la școală, nu mai îi luăm. Sau chiar dacă ți-i luăm, ți-i dăm înapoi, dacă îți faci condițiile. Asta înseamnă că odată cu începerea unui nou an școlar, adică din toamnă, copiii ar putea să revină în sânul familiei. Am dat la școală, băiatul l-am dat la școală de 9 ani, pe Mocanu Andrei Francescu, l-am dat la școală la noi. Da. Și fetele Mocanu Andreea și Mocanu Maria Bianca le-am dat la Mihăl Cian la școală, la școală specială. Adică sunt înscrise la școală, dar probabil că... Nu i-am scris. I-a primit așa 2-3 săptămâni, ca să poată să ia copiii, nu înțeleg de ce nu i-am scris. Da. După aia i-a primit 2-3 săptămâni, după aia a dat acasă și când colo a venit protecție și i-a luat. Spuneți-mi, vă rog, la școală s-a întâmplat ceva, adică s-a motivat ceva, că nu sunt curați, că văd că dumneavoastră sunteți curați, copiii sunt îngrijiți? Nu ne-a zis nimic. Da. Nu a dat nicio explicație. Nu. Doar i-a zis că sunt copiii mari și că nu poate să-i primească. Ei mari primesc copiii. Pentru clasa pregătitoare sau clasa întâi?
Fata era clasa a doua, Maria, nu? Sau a doua? Da, a doua. A doua era, nu mai știam. Din anul 2010, de când am intrat în mișcarea rumă și până în anul 2023, nu mi s-a întâmplat asemenea lucruri, doar să fi se întâmplat în cazul în care cineva mă informa sau comunica cu organizația de care noi facem parte. Dintr-o lipsă de comunicare și o neglijență pe care eu consider că a adus în situația asta familia pe care ne aflăm astăzi aici, pentru că acum 3 luni de zile am făcut adunarea generală la Căminul Cultural. Nu m-a informat nimeni. Acum 3 săptămâni am fost în mijlocul comunității, le-am luat-o din poartă în poartă și nu m-a informat nimeni cu privire la ceea ce se întâmplă cu familia respectivă. Automat am intervenit atunci când am văzut aceste live-uri pe pagina de socializare, spunând că a intervenit această lege nouă și le-a luat copiii. Legea 156. Sincer să vă spun, nu legea 156 actuală 2023 care a intervenit pentru preluarea acestor copii și darea lor către DGASPC Vrancea, a direcției copilului, reprezentată prin doamna director Nicolae și doamna director adjunct Liciu. Nici de cum. A trebuit să mergem un pic pe firul situației și să evaluăm, întrucât acuzații sunt multe, credibilități sunt mai puține. Nu putem să facem niște acuzații adresa unor instituții atâta timp cât noi, personal, avem probleme cu noi înșine. Nu putem să aducem în relief situația precum că e de vină vecinul, e de vină vecinul Lolantu, e de vină Gheorghe și Vasile. Nu este adevărat. Nu. Deci vorbim despre un comportament mai dificil într-un fel sau altul. Nu vreau să facem acuzații și nici să denigrăm pe nimeni. Dar eu consider că suntem oameni. Înainte de toate suntem oameni și suntem de etnie romă. Nu putem să băgăm în groapă sau într-o situație deșartă situația romilor noștri dintre noi. Adică trebuie să spunem lucruri pe nume. În prima fază a trebuit să trimit reprezentanta din comunitate de aici împreună cu familia să scoată certificatul fiscal a tatălui. Pentru că eu așa merg, pe firul ăsta, de la primărie. Sunt 22 de procese verbale date de către IPJ Vrancea. Sunt peste 10.100 de RON amenzi către IPJ. Deranjarea liniștii publice, aruncarea copilului în fața mașinii poliției și multe alte lucruri. Nu putem să dăm acuzații pe nimeni, atâta timp cât tu, ca și tată, mă refer și nu vreau să aduc acuze. Îmi cer mii de scuze pentru toată lumea. Eu sunt omul dreptății și a corectitudinii, pentru că de asta ne aflăm aici. Eu le-am promis și le promit în continuare că copiii vor veni acasă în cel mai scurt timp. Și lucrul ăsta se va întâmpla. Dar haideți ca să spunem lucrurile pe nume. Tu ca tată, sau ce se întâmplă, mi-arunci copilul în fața mașinii la poliție. Arunci cu Petruaie în mașina de poliție. Ai 22 de procese verbale. Le dau pe toate și le verificați dumneavoastră dacă e nevoie. Deranjarea liniștii publice, stare de ebrietate, scandaluri, certuri, bătăiuri, multe alte lucruri pe care nu e de vină nici mama, nici copiii. Copiii n-au nicio vină, atenție! Deci copiii n-au nicio vină. Copiii sunt nevinovați. Comportamentul tatălui a dus în stadiul în care se află familia de astăzi. Faptul că astăzi este la spital, se simte bolnav, am înțeles, ok. Dumnezeu să-i dea sănătate, am discutat și cu managerul spitalului, își dă tot interesul, tot concursul și starea lui se va rezolva. Bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu a intervenit nicio lege să le ia copiii, că s-a pus în aplicare legea 272 din 2004, asta a fost întotdeauna. În afara faptului că din 2019 și până astăzi au fost înștiințați pentru reglarea comportamentului în familie. Faptul că noi acum verificăm cine a făcut ancheta socială, cum a fost, de către cine a fost. M-ați înțeles? Bun. Te rog eu frumos, lasă-mă să vorbesc. Absențe. Neglijență. Și multe alte lucruri.
prima sesizare a fost de către instituția de învățământ, către familie să-și lase copiii la școală, că sunt absențe foarte multe. După care s-a făcut sesizarea, când a văzut că nu răspunde la apelurile instituției de învățământ, s-a făcut sesizarea mai departe, către primărie, pentru că așa e normal și firesc, așa s-a întâmplat în toate regiunile din România, în toate județele, în toate localitățile. Atunci ce s-a întâmplat? Doamna director automat a sesizat primăria. Dom'le, copiii ăștia nu vor să vină la școală, ce facem? Avem absențe foarte multe. Interveniți dumneavoastră, domnul primar, cu ancheta socială, cu asistentul social. Bun, trecem peste asta. Automat, asistentul social, când pleacă în teritoriu, nu pleacă de unul singur, ci și ia poliția cu el. Ca așa e legea scrisă. Băi, nu pleci singur, trebuie să-ți iei pe Gheorghe după tine. Dacă copiii ăștia sunt la o școală și a luat în evidență la școala de la Michelceni, de ce nu i-a lăsat acolo? Să-i lați până la încheierea anului și poate să-i preia în continuare. Ei a luat copiii la școala la Michelceni pentru 3-4 zile, deci că dacă nu ai posibilitate să-i duci acolo, dacă ți-i iau adică eu... Asta înseamnă că la o distanță de câți kilometri aproximativ? Băi, de locul în care 4 kilometri. Deci 4 kilometri ar trebui să meargă dus, 4 întors? Nu, școala are și cazare. Putea să stea acolo. De after school, da. Putea să-i țină acolo, la școală, și vine acasă doar sâmbătă și duminică, că... Da, spuneți-mi, dumneavoastră, sunteți vecini, da? Da. Sunteți vecini, dar vă văd foarte implicat aici în ce se întâmplă. Cum vi se pare? Păi, de ce mi se pare că de mă implic? Nu, eu suntem neamuri. Eu de ce mă implic în situația asta? Că am și eu trei nepoți care mi-a luat. Da. Și al patrulea, am pe fată care dau cu... vine nevastă mea și la fiecare lună, dar nu știu de ce. Îi dă cu subsemnatul și fata și... Și nevastă mea, că e acasă, când a plecat pe nicăierea, când am măritat-o, când nu știu ce. Are fata 15 ani. Da? Acum nu știu ce se întâmplă. Văd că, deși sunteți revoltat de situație, totuși dați semne că cumva înțelegeți cam care ar fi normalitatea. Normal, da. Eu înțeleg foarte bine care este. Da. Eu când m-am dus acolo pentru cere să am, ca să-mi iau copii acasă, am trei nepoți care mi-au luat, și îmi cere bucătărie, baie, sufragerie, dormitoare pentru fiecare. Cine are posibilitatea asta? Pentru trei copii și eu încă doi. Ce, am posibilitatea să fac casa asta? Nu avem. Deci spuneți-mi, aici în sat numai la familia aceasta s-a întâmplat, da? Da, aici s-a întâmplat numai la ei. Da. S-a mai întâmplat la cineva la spătărească care i-a luat-o la fel și i-a dat înapoi, s-a judecat și i-a dat înapoi. Acum mai urmează în continuare. Ce am auzit și eu de la oameni, că mai sunt care... Încă 7 familii. Acum nu știu în care se sunt... Se presupune că... Da, că sunt care vrea să le ia copii, dar acum nu știu în care... Dar eu, din ce văd aici așa, și casa, adică totul stă în picioare, condițiile nu mi se par îngrozitoare, așa la o primă vedere, vă spun. Familia asta stă aici mai bine de 12 ani. Până acum nu ți-a intervenit chestia asta. Că nu ai, că, uite, sunt toți, și el și fetele care mai sunt... N-au stat tot aici? De ce n-am venit până acum să-i facă? Băi, stai alea, că tu ai 15 copii, hai să-ți facem și ție o casă. Și nu i-a dat ajutorul ăsta. Mai avem pe cineva aici care e bolnav cu cap, i-a făcut casă. De exemplu, el e ap de muncă și el și tasul. Are firmă de construcție, putea să-i facă o casă, să-i cumpere o casă, să-l angajeze și pe el. Nu i-a angajat pe țigani, numai pe români care votează. Atât. În rest... Da, spuneți-mi, aici este un sat mixt, adică sunt și majoritari, sunt și romi? Sau... Da. Sunt adică și romi. Sunt amestecați, da? Sunt și români și țigani. Adică sunt case și case, da? Da, sunt case și case. Adică la o primă impresie nu există diferențe. Nu există diferență. Pentru un diferent poate de țigani de la români. Nu sunt excluși, adică nu e segregare, nu e nimic. Nu este, nu. Numai că primarul nostru nu încearcă ca să-i ajute pe țigani. Nu încearcă să-i ajute și pe ei să-i... Bă, uite care se hotă. Eu am firmă de construcții, hai să mergeți să vă angajezi și pe voi, că aveți copii. Nu a zis niciodată treaba asta. Eu m-am dus personal la el, m-am dus de 7 ori și nu m-a primit. Spuneți-mi, vă rog, până acum ați apelat la Partida Romilor, adică... Nu, n-am apelat niciodată. E prima oară care s-a apelat la Partida Romilor. Este prima oară care, în cazul ăsta, care i-a luat copii. Dacă nu ne batem, nu ne certăm, nu ne omorâm copiii, pentru ce să ne ia? Că vrea primăria Comunii Ciorăști să ne ia copiii, nu are cum să ne ia. Pentru că așa cum suntem, nu suntem bogați. Suntem așa cum suntem, nu?
n-are pentru ce să ia copiii. Îi îngrijim, uite, avem copii. Ăștia sunt copii. Am și eu 5 nepoți acasă. Nu are cum să vină să-mi ia. Dacă cât copilul este mâncat, este îmbrăcat, este cum trebuie, ești, n-are pentru ce să le ia. Și copilul trebuie să meargă la școală. Asta este legea. Ca copilul să meargă la școală. Nu au putut. Nu, băiatul ăsta, nu, lasă-mă o leacă. Băiatul ăsta, când i-a venit prima dată hârtiile, el nu a înțeles, pentru că nu știe carte. Trebuia să meargă la primărie. Doamnă, ce este asta? Că eu nu înțeleg. Eu nu știu carte. Trebuia să meargă frumos la primărie. Doamna de acolo sau domnul primar îi spunea despre ce este vorba și poate atunci să-i implica mai mult. Dar dacă ei nu s-au dus nicăieri și s-a luat după unul și după altul, ce este cu hârtiile alea, normal că uite ce s-a întâmplat cu copiilor. În România există situații în care minorul poate fi luat din familie. Vă rog să ne precizați, la modul general, care sunt acele situații când dumneavoastră interveniți în sânul familiei și protejați minorul. Din 2004 există legea 272 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care prevede niște reglementări. În care se spune așa, că în momentul în care este identificat un copil neglijat, abuzat, exploatat, supus traficului sau migrației, situația lui este referită instanței de judecată, care hotărăște dacă se impune sau nu separarea copilului de familie și instituirea unei măsuri de protecție specială. Să vă explic. Algoritmul. Noi primim o sesizare, da? Da? Care poate să fie anonimă, de la o persoană, de la o instituție, de oriunde. Da. Pentru fiecare astfel de sesizare, noi derulăm niște servicii de evaluare în colaborare cu reprezentanții autorităților locale de la domiciliul familiei unde s-a constatat o situație de risc. Și atunci echipa mobilă pleacă împreună cu toți și vede care este situația de risc, în ce constă. Dacă este situație de risc iminentă, atunci ne adresăm imediat instanțe de judecată. Ce înseamnă iminent? Împreună, toată echipa asta multidisciplinară constată că copilul ăla trebuie să fie scos din familie imediat și trebuie protejat prin instituirea unei măsuri de protecție specială. Dar dacă găsim, identificăm resurse ale familiei care pot fi valorificate astfel încât să se prevină separarea copilului de familie, împreună cu reprezentanții autorităților locale respectiv, serviciile publice de asistență socială și, în general, poliție, școală, medic de familie, au puterea de a interveni în această familie și de a acorda servicii de sprijin astfel încât să se prevină separarea și să poate schimba și, eu știu, și mentalitatea familiei respective ca să înțeleagă că comportamentul având până la momentul evaluării nu mai poate să continue. Da. Și atunci dacă lucrurile se repară cumva și familia colaborează, comunitatea, copiii rămân în familie. Revin în familie. Rămân în familie, sau pot să revină în familie în momentul în care situația de risc nu mai există în familia respectivă. Exact. La fel, se adresează nouă, se face o nouă evaluare împreună cu reprezentanții autorităților locale, vede că, eu știu, părintele a revenit sau a renunțat la alcool sau s-au identificat alte resurse în cadrul familiei extinse care pot să sprijine familia astfel încât copilul să revină și atunci copilul vine acasă, fiindcă noi, ca și stat, nu ne dorim separarea copilor de familie. Nimeni nu-și dorește. Revenind la cazul acesta, este o situație cumva aparte? Este vorba de 4 minori care au fost luați din sânul unei familii? Da, este o situație aparte pentru că colaborarea cu familia a lipsit de săvârșit. Deși toată lumea a încercat să vorbească cu ei, să schimbe ceva și să gândească la viitorul copiilor lor. Și nu s-a întâmplat nimic. Noi astăzi am fost acolo și am văzut care este atmosfera. Am ascultat și punctul de vedere al mamei și pe al fraților mai mari. Mi s-a adus în permanență argumentul că, așa cum au crescut, ar fi putut să crească și cei mici. Adică frații mai mari veneau cumva să justifice că ce trăiesc ei acolo este bine sau, mă rog, din punctul lor de vedere, acceptabil. Din punct de vedere al autorității, cum se văd lucrurile acestea? Da, nu este justificat. Dreptul copilului la educație trebuie respectat. Toată lumea înțelege, nu fiecare copil este capabil să facă nu știu câte clase, da? Dar în momentul în care tu identifici familii în care deja adulții, frații mai mari nu știu să scrie, să citească,
Ce înseamnă asta? Că nu sunt capabili să adapteze social, nu? Nu poate să-și facă un viitor. Ce se întâmplă? O să aibă același model parental, adică păstrezi, da? Cu contravenții, eventual fapte penale, nu se poate să angajeze undeva legal cu carte de muncă, nu se poate să aibă un carnet de șofer, nu se descurce să facă niște documente pentru un împrumut la bancă. Da? Deci, practic, eșuează în viața de adult. Educația este foarte importantă pentru copii, că deschide mințile, nu? Și învață să discearnă ce e bine, ce e rău, îl deschide către lume, își dă seama ce îi place, ce își dorește să facă, cum poate să-și întrețină o familie în viața de adult, cum poate să-și dezvolte o pasiune, nu știu. Dar nu este normal. Ce putem să facem în momentul ăsta, exact? În momentul ăsta ce putem să facem este că noi trebuie să rezolvăm situația cu locuința acestei familii, să se stabilească acolo. Am discutat cu Direcția de Sănătate Publică Vrancea, unde copiii toți vor fi înscriși la medicul de familie. Am convocat pe doamna inspector la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în care copiii vor fi înscriși la instituțiile de învățământ, împreună cu doamna director de la Crăcenaie, doamna Jenny. Am discutat și cu doamne de la Protecția Copilului. Se va face un consiliu consultativ comunitar în cadrul primăriei, unde va participa poliția, primarul, preotul, medicul de familie, directorul de școală, reprezentantul comunității, subsemnatul, membrii familiei, domnul director de la DGASPC. Se cheie un proces verbal, se dă către judecătorie și atunci să dă drumul ca copiii să vină în sânul familiei. Semnez eu ca să dea drumul acestor copii, să vină în sânul familiei. Dar familia va fi monitorizată în permanență de mine. Și în cazul în care tu personal, tată, frate, mamă, nu-ți reglezi comportamentul, copiii vor fi preluați înapoi. Adică trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Ăștia sunt pașii spre normalitate. Ăștia sunt pașii spre normalitate, adică trebuie să ne integrăm, trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Fraților, învățământul este obligatoriu. Indiferent ce ne-ar face, noi ne dăm cu capul de pe... Nu, învățământul este obligatoriu. Copiii trebuie să meargă la școală. Are o alocație, are un supliment, acum mai nou s-a dat și carduri de lumină, și carduri de alimente, și multe alte lucruri pe care copilul trebuie să meargă la școală. Obligativitatea ta ca părinte trebuie să-ți asumi, în primul rând, prioritatea sunt copiii. Aici vorbim și de un comportament în societate, în comunitatea respectivă, în care deja copiii preluau modelul parental. Deci copiii umblau liber pe stradă, adresau înjurii membrilor comunității. Adică copiii au mare parte au din lucrurile negative, da? Au preluat deja din comportamentul adulților din familie. Acești părinți n-au înțeles că trebuie să schimbe ceva. Dacă în asta trei luni, de exemplu, să spun că de sesizarea instanței de judecată a avut loc în urmă cu 3 luni, până la punerea executoare de către executorul judecătoresc. Dacă în ăștia term de 3 luni copiii ăștia erau deja înscriși într-o unitate de învățământ aferentă vârstelor și, eu știu, puterilor de învățare, fiindcă înțeleg că unii nu vor trebui să fie incluși în niște programe de școală alternative, cum este șansa a doua, fiindcă nu au suficiente cunoștințe ca să facă față la școala normală. Eu cred că dacă se vedea o schimbare, o dorință de colaborare și o dorință de a-și însuși responsabilitățile parentale, nici nu se punea în executare, da? Fiindcă nu mai existau motivele și atunci noi reveneam cu referat un raport în instanță și spunea situația de risc, deja vedem cu o schimbare în bine în această familie, situația de risc deja nu mai există în ceea ce privește asigurarea nevoilor educaționale, pe nevoile comportamentale, securitate fizică, securitate emoțională despre care vorbim cu toții că știm că avem nevoie ca să ne dezvoltăm, atunci se putea interveni în timp. Dar măcar se vedea o dorință a familiei de a-și asuma responsabilitățile parentale despre care tot vorbesc mereu, că este foarte important. Ce ar trebui să facă părinții și restul familiei ca acești 4 copii să revină cât mai curând în familie? Cam ce ar trebui, adică real vorbind, eu știu așa, deziderate sunt multe, dar concret și real. Ar trebui în primul rând să-și modifice comportamentul, să adopte un comportament nu conflictual,
să înțeleagă că trebuie să colaboreze cu autoritățile, să fie sprijiniți, fiindcă nu toți ne naștem învățați și eu am nevoie de sfaturi. Dacă mă confrunt cu o problemă pe care nu pot să o rezolv ei. Și ei trebuie să accepte faptul că toți avem nevoie de ajutor. Să înțeleagă că pentru a asigura un viitor mai bun copiilor lor, dacă îi iubesc, au nevoie de școală, au nevoie de educație, să fie înscriși la medic de familie, să nu mai stea pe străzi nesupravegheați, să aibă o locuință adecvată, fiindcă înțeleg că familia locuia doar în două camere, din care avea două camere la dispoziție, din care doar una era locuibilă. Și nu erau condițiile tocmai bune. Celălalt băiat mai mare adult care avea la dispoziție o cameră, da, avea condiții igienico-sanitare adecvate, dar noi vorbim de locul în care dormeau și trăiau cei cinci copii. Deja unul din copiii pentru care este instituită măsura, dar n-a ajuns la noi sistemul de protecție, am găsit-o la altă familie, unde este, așa zis, măritată la 15 ani. Sunt niște probleme. O ultimă întrebare și poate cumva neconvențională. Dacă tatăl, capul familiei, nu va reuși și probabil nici nu-și va propune foarte curând să se schimbe, ar putea altcineva să suplinească autoritatea tutelară? A, bineînțeles, dacă există membri ai familiei care... Vă referiți la membrii familiei, da? Dacă... Și aici este o legislație în ceea ce privește condițiile materiale și morale. Deci dacă familia respectivă, care face parte, eu știu, sunt membrii familiei extinse, că își dorește să-și asume responsabilitățile parentale, pot face o solicitare către instituția noastră pentru a fi evaluați din punctul ăsta de vedere moral și al condițiilor materiale și dacă corespund, atunci instanța hotărăște reintegrarea sau plasamentul în familia dumnealor, fără niciun fel de problemă. Vicepreședintele Partidei Romilor și coordonatorul regiunii Moldova, Daniel Vasile, alături de președintele filialei Vrancea, Constantin Toader, au convocat în regim de urgență o întâlnire între autorități, familie, vecini, dar și numeroase cadre didactice, mediatori școlari, mediatori sanitari, lideri locali ai Partidei Romilor și, nu în ultimul rând, presa locală și națională. S-a urmărit soluționarea acestui caz prin revenirea minorilor în familie în cel mai scurt timp. Conferința de presă s-a derulat în sala mare a Consiliului Județean Vrancea. Scopul întâlnirii noastre de astăzi este pentru a preveni situația abandonului școlar, a absenteismului și de a face un apel către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, adică primăriilor, către domnii directori de școli să ne informeze întocmai și la timp atunci când sunt anumite absenteisme și abandonuri școlare, cazurile pe care sunt și de ce sunt, ca noi să putem, organizația noastră, Partidul Romilor Europa, să poată intervii împreună cu doamna inspector pe minorități și reprezentanții comunității de romi, ca să nu ajungem în situația familiei Mocanu din localitatea Ciorăști, în care automat, datorită absenteismului, datorită unei situații mai precare, copiii au fost luați de către DGSPC Vrancea, bineînțeles, printr-o hotărâre judecătorească și un ordin prezidențial. Nici de cum nu a fost vorba despre acel PLX pe care se tot zvonește în spațiul public, pentru că acele persoane răuvoitoare, să spunem așa, și rău intenționate pentru a transmite niște mesaje nocive în comunități, traumatizând această comunitate, spunând că le ia copiii. Nu le ia nimeni copiii la nimeni, doar în cazul în care sunt anumite probleme, anumite dificultăți de vulnerabilitate acolo unde dânșii locuiesc. Vreau să mulțumesc organizației județene Partida Romilor Vrancea pentru această oportunitate, pentru această posibilitate de a dezbate public situația unor copii de etnie romă din comuna Ciorești. Și anume, mulțumesc pentru oportunitatea de a aduce în atenția opiniei publice cazul
familiei Mocanu din comuna Ciorăști, acolo unde într-un număr de 5 copii care creșteau într-o gospodărie cu părinți de etnie romă, 4 copii au fost extrași din acea locuință, din sânul acelei familii, în baza unei hotărâri judecătorești, și se află în momentul de față în supravegherea autorităților, instituțiilor publice abilitate în baza legii 272 din 2004, care se ocupă de creșterea și de educarea acestor copii. Acesta este motivul, dragii mei, pentru care astăzi organizația noastră Partida Romilor, sucursala județeană Vrancea, organizează această întâlnire, care este o întâlnire cu caracter excepțional. În urma consultărilor pe care le-am avut și cu domnul președinte Nicolae Păun, solicităm oficial și public un punct de vedere din partea autorităților publice implicate în luarea acestei măsuri. Și anume, primăria Ciorăști, dacă a fost implicată în luarea unei asemenea măsuri, să ne comunice public care au fost motivele care au stat la baza instituirii acestei măsuri excepționale. Direcția Județeană de Asistență și de Protecție a Copilului, instituția de învățământ din localitatea în cauză, de ce nu și Inspectoratul Școlar. Și când mă refer la un punct de vedere și la o comunicare publică, oficială, să fim foarte clari, nu acuzăm aceste instituții pentru momentul la care ne aflăm. Solicităm un punct de vedere oficial pentru a ști care au fost motivele care au stat la baza acestei măsuri. Motivele legale, desigur că le-am invocat. Este vorba de legea 272 din 2004. Nu este vorba de acel PLX 145 care a devenit lege fiind publicată în Monitor Oficial, legea numărul 156. Pentru că organizația noastră, fiind organizație reprezentativă națională a romilor, intenționează să încheie un parteneriat specific acestor probleme cu care se confruntă autoritățile locale și, de ce nu, și comunitățile de romi, pentru a promova respectarea drepturilor fundamentale ale copilului și, nu în ultimul rând, pentru a evita aceste măsuri extreme să fie instituite în comunitățile cu romi. Noi vrem să ne facem datoria, vrem să ne facem treaba acolo unde trebuie să intervenim și dacă considerăm că este responsabilitatea noastră, vom interveni, dar acolo unde au responsabilități autorități, instituții publice, solicităm pe de o parte să-și facă datoria potrivit normelor legale și pe de altă parte propunem un parteneriat care să vină atât în sprijinul comunității cât și în sprijinul autorităților publice să-și îndeplinească îndatoririle și atribuțiile legale. Cu alte cuvinte, dragii mei, nu ne dorim ca acest caz, ca această excepție să devină o regulă, că puteam să evităm această stare de fapt. Adică, în momentul de față, colaborăm cu familia, dar colaborarea este deopotrivă și cu direcția județeană de asistență a copilului și protecția copilului, pentru a găsi loc de muncă membrilor familiei, pentru ca membrii familiei să urmeze cursuri de pregătire profesională, pentru a îmbunătăți condițiile de viață, condițiile de educație a copiilor și cu o anumită speranță că acești copii se pot reîntoarce
în familia de bază se pot reîntoarce în familie, respectând, desigur, acele rigori ale legii, care este una și aceeași atât pentru familia sau pentru populația majoritară, cât și pentru familia sau familiile, ori populația de etnie romă. Practic, dacă copiii ar fi revenit la școală din martie și până când s-a mers cu executorul judecătoresc să fie pus în executare, atunci se făcea un raport către instanța judecată și spuneam situația de risc nu mai există. Da? Și reveneam și atunci instanța de judecată putea să dispună încetarea prevederilor. Din păcate, în acest caz, nu s-a întâmplat acest fapt. Deci sunt mijloace în care se poate interveni. Familia, vă spun eu, sigur că a fost informată verbal. Dumnealor, nu știu dacă au citit ceva, dar cu siguranță instanța de judecată întotdeauna transmite sentința civilă familiei la domiciliu. Cu siguranță. Nu există așa ceva. N-am auzit niciodată ca instanța să nu transmită acea sentință tuturor părților. Într-adevăr, este o sentință care poate fi în aplicare și fără audierea tuturor părților. Așa prevede legea, este o situație specială, dar sunt convinsă că a primit sentința. Cineva a primit sentința aia. Motivul este acela că societatea trece prin niște probleme destul de mari, destul de complicate. Cu unele nu s-au mai întâlnit, cu altele s-au mai întâlnit, cu inflație, niciodată nici educația nu va avea un alt parcurs decât acela pe care îl are societatea în ansamblu ei, sub toate aspectele. În ceea ce privește cazul acelor copii de la școala Ciorăști, eu am luat cunoștință doar de pe Facebook, când l-am văzut pe domnul deputat acasă la părinții copilului. Probabil că domnul director știe mai multe despre situația acestor copii și sunt foarte sigură că s-au făcut verificări serioase în ceea ce privește prezența copiilor la școală. Personal, cred că noi, toate instituțiile statului, trebuie să colaborăm între noi pentru și doar în interesul copilului. Eu nu spun că nu sunt legături de afectivitate legate între părinți și copii, dar întotdeauna noi trebuie să avem în vedere interesul copilului. Acum, dacă copilul este trimis la cerșit, îi se aplică tratamente rele, nu are cu ce să se îmbrace, nu are ce să mănânce. Acestea pot fi niște motive destul de serioase în drumul copilului către dezvoltare. Familia trebuie să asigure copilului dezvoltarea fizică, psihică, emoțională, socială, astfel încât acest copil, când ajunge adult, să fie un adult sănătos, ca să poată face parte din această societate. Fără alte probleme, fără traume din copilărie, fără, nu știu, tot felul de schilodiri sau afecțiuni legate de faptul că copilul a fost abuzat prin neglijență. Neglijența este tot o formă de abuz. Pe mine, dacă mă întrebați, sunt pro luarea acestor copii din familiile care nu înțeleg să fie părinți așa cum trebuie. Pe de altă parte, sunt foarte, foarte bine informată în ceea ce privește nevoile unei familii. Dacă părintele este analfabet, dacă are copii foarte mulți, nu are un loc de muncă evident, pentru că nu a făcut școală. Și dacă are un loc de muncă, este un loc de muncă foarte prost plătit. Atunci această familie nu poate susține un copil. Deși sunt foarte multe familii aflate în sărăcie cruntă, care nu își pot trimite copiii la școală, și nu doar de etnie romă, ferească Dumnezeu,
sunt și foarte mulți români, pentru că, din punct de vedere socioeconomic, situația este din ce în ce mai deteriorată, iar rândurile se vor îngroșa în ceea ce privește aspectele acestea, adică vor fi din ce în ce mai multe familii aflate care trec dintr-o sărăcie medie într-o sărăcie groaznică, ca să mă exprim cumva. Și atunci vor exista din ce în ce mai multe cazuri de acest gen. Dacă e să gândim strict să luăm copilul, trebuie să punem cumva în balanță cum îl afectează pe el îndepărtarea de părinți, adică ruperea legăturilor afective ale copilului cu familia. Trebuie să punem aceste două riscuri, trebuie să le punem în balanță. Dacă îl rup de familie, s-ar putea să-l traumatizez mai mult dacă el în familie ar fi asistat la diverse situații, nu știu, dacă a fost neglijat, dacă a mai făcut foamea, dacă a mai stat prin ploaie sau dacă i-a fost frig. Deci lucrurile trebuie foarte bine analizate atunci când un copil este ridicat din propria familie. De aceea, în cazul acesta, dacă vorbim despre familia Mocanu și un judecător a luat o decizie cu privire la această familie și la acești copii, mă gândesc că a pus bine în balanță aceste două componente, cea afectivă, a ruperii relației cu copiilor cu familia, prin comparație cu traiul și cât de mult i-ar fi putut afecta dezvoltarea aceasta a copilului. În foarte multe unități școlare din județul Vrancea există programul A doua șansă, fie finanțat din fondurile Ministerului Educației, fie finanțat din bani europeni. Și acest abandon se mai corectează, fie cum în el, în programul A doua șansă, fiind minori, dar și majori. Astfel încât se mai corectează din abandon, îl mai recuperăm cumva. Dar când alături de abandonul școlar mai există și alte aspecte legate de copil, atunci nu mai ține doar de școală, ci și de asistența socială și de mai multe instituții și de mai mulți factori. Uitați! Vă oferă domnul director șansa să mergeți în programul A doua șansă. Referitor la familia Mocanu, aș putea spune că este o excepție, pentru că 98% din familiile rome își trimit copiii la școală. Evident, cu mici absențe care sunt de înțeles uneori. Familia Mocanu are 6 copii. Din martie au venit, acum înțeleg de ce, pentru că s-au făcut demersuri, au venit la școală, părinții fiind insistenți să își înscrie copiii la școală. Cel mic, Andrei, a putut fi reînscris la clasa pregătitoare, el având 8 ani, anul trecut nefrecventând. Celelalte două fete, de care mai era vorba, n-am putut decât să le intermediem un acces la școala, la centrul școlar inclusiv Mihălceni, unde permite și o înscriere peste 4 ani, vârsta legală la clasă. Cel mic a frecventat sporadic la clasa pregătitoare. Se vede că n-a avut prezență la grădiniță, să fie sociabil, să fie obișnuit în comunitate, după care nu a mai venit. Săptămâna asta a fost o surpriză și pentru mine când am auzit că ce s-a întâmplat la familia Mocanu. În schimb, cei doi frați mai mari au venit ieri și s-au înscris în programul A doua șansă. Prin intervenția promptă a Partidei Romilor, dar și prin eforturile societății civile, este posibilă o rezolvare favorabilă a acestui caz, iar familia ar putea fi reîntregită în viitorul apropiat. Acest lucru se datorează inclusiv Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Vrancea, a școlii, dar și a oamenilor inimoși din comunitate.
Președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a participat săptămâna trecută la o dezbatere publică derulată la Ploiești, sub motoul Cetățeni, egalitate, drepturi și valori. Romii au drepturi egale. Acțiunea găzduită de Consiliul Județean Prahova a reunit la aceeași masă liderii din conducerea Partidei Romilor, alături de prefectul județului Prahova, Daniel Nanu, și de reprezentanțe Inspectoratului Școlar Județean, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, ai Agenției pentru Protecția Copilului și ai Crucii Roșii. Au fost, de altfel, prezenți mai mulți primari și viceprimari din localitățile județului, lideri ai organizației Partida Romilor din filialele prahovene, mediatori sanitari și școlari, precum și membrii ai comunităților de rom din județ. Cele mai intens dezbătute teme au fost măsurile privind accesul la educație al copiilor romi, reducerea abandonului școlar, precum și evitarea segregării și discriminării etnice în școli. Totodată au fost puse în discuție prevederile legii 156/2023, a cărei interpretare eronată a stârnit panică și revoltă în cadrul familiilor de romi din toată țara. Vind această lege s-a creat în parte o imagine exact opusă scopului ei, sau exact contrară destinației inițiale. Pot să vă spun ce a determinat inițierea acestei legi. România are angajamente europene de a reduce copiii din sistemul de protecție. Așa cum are, ca cei care sunt în sistemul de protecție, să stea în unități mici, să stea cât mai mult în mediul familiar și nu în mediul rezidențial, la fel și reducerea pe ansamblu a numărului copiilor din sistemul de protecție, care se face prin reintegrări familiare a copiilor care sunt în sistem, prin adopție, dar și prin împiedicarea sau intrării în sistemul de noi, a noilor copii. Niciun moment în această lege nu se vorbește despre luarea copiilor din familie. Nici o propoziție de acolo. Rămâne valabilă legea 272/2004 cu modificări în care sunt puse condițiile pentru care copiii pot ajunge în sistemul de protecție, care sunt aceleași cunoscute, copiii abandonați, copiii abuzați, neglijați, toate lucrurile astea rămân valabile. Este un obiectiv foarte important pentru Inspectoratul Școlar Județean Prahova ca această comunitate romă să beneficieze de aceleași condiții pe care le au toți ceilalți copii, să eliminăm, să diminuăm și dacă se poate să eliminăm, da? Orice formă de discriminare, să încurajăm venirea la școală, pentru că lupta cea mai importantă este de reducere a abandonului școlar, de prevenirea a abandonului școlar. Și în acest sens, toate eforturile din partea inspectoratului s-au depus atât cât ne permite cadrul legislativ, de la, așa cum spunea și doamna Margulescu, de la suplimentarea numărului de locuri de mediatori școlari, și am ajuns în acest moment la 19 la nivelul întregului județ, așa încât să acoperim cât mai mult din școlile cu elevi de etnie, preponderent de etnie romă. Și nu numai, în același timp vorbim de programe sociale pe care le derulăm și ele au fost orientate în primul rând către aceste comunități. Mă refer mai exact la programul Masă Caldă, care înseamnă, el se adresează în primul rând UAT-urilor unde au populație romă, de exemplu Aluniș, Florești, Filipești de Târg, Șotriile. Preocupat de aplicarea legii 156/2023, președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a atras atenția autorităților și tuturor factorilor implicați asupra confuziilor care alertează populația și asupra abuzurilor care pot să apară cel mai frecvent din lipsa de pregătire a resursei umane. Întâlnirea de astăzi am cerut-o pentru că nu pentru a lămuri caracterul legii 272, ci pentru a înțelege că copiii României trebuie să aibă un traseu. Pentru a înțelege că
sărăcia este un fenomen care atinge absolut pe toată lumea. Nici nu contează că e de etnie romă, că e maghiar sau lipovean sau altceva, sau grec. Pentru ca să putem să avem un viitor bun pentru copiii noștri, atunci trebuie să fie un efort comun. Dacă raportăm problema doar la OAT-ul, la consiliile locale, și consiliile locale nu vor fi sprijinite, adică dacă nu există o politică națională, s-ar putea să fie un balon de săpun. Adică dăm foc la țară și nu realizăm ce se întâmplă ulterior. Să-i punem pe primar și pe liderii noștri și în comunități să începem să așezăm lucrurile, că este foarte important cum aplicăm legea. Dacă cu adevărat acele consilii consultative comunitare conform art. 12 din legea 156 se va contura cumva chiar în direcția asta, iarăși actorii sociali de care dumneavoastră vorbiți vor fi cei reali. Cei reali. Bine, când vorbim de cineva din partea zonei educaționale, n-avem cum să ișuăm, că e clar că trebuie să fie cineva de acolo. Vorbim din zona medicală, n-avem cum să ieșuăm că trebuie să fie din zona medicală. Dacă vorbim de preot, n-avem cum să ieșuăm că trebuie să fie preotul comunitar. N-avem cum să ieșuăm dacă vorbim de actor religios, adică care vorbim de alte culte recunoscute pe teritoriul României. Dar dacă ne mai uităm și la alte persoane care fac parte din acest Consiliu Consultativ, s-ar putea să ieșuăm. Adică dacă vorbim despre ONG-uri și nu luăm în considerare persoanele care cu adevărat au legătură strictă cu comunitatea și care trebuie să participe din acest proces, adică care? Primul proces care se face. Ce? Noi vorbim de ancheta socială. Deci dacă se greșește de cele mai multe ori, se greșește de la firul ierbii. Ancheta socială nu e făcută corect. Sau din birou. Iar abuzurile se fac chiar acolo. Nu se fac în alte parte. Pentru că să nu-mi spuneți mie că ar fi o utopie, bine, o utopie din punctul meu de vedere, un lucru extraordinar din celălalt punct de vedere, dacă toți oamenii ar fi pregătiți în direcția de general de asistență socială și protecția copilului, ar fi parfum. Numai că nu stau lucrurile așa. Mai vedem oameni care văd și precum calul. Vă prezint o situație și mă ne trezim pe Facebook cu tot felul de afirmații și tot felul de lor de poziție și nu faceți altceva decât să vă bateți singuri cu entalpul. Și din această lege care părea să fie o chestiune bună, vedem că îi pune paie în cap primarului, vedem că pune prefectul într-o situație dificilă, vă vedem pe dumneavoastră că o să trebuiască la nivel de agenție națională să interveniți. Și am deja, la nivel de țară, raportate la cabinetul meu cel puțin 10 abuzuri până acum. Atenție, de la, din 3 vorbim. Sigur că nu are caracterul legii 156, nici pe departe. Are 272 înapoi. Dar ei s-au raportat toți la 156. Este foarte important, pentru că aici suntem oameni care reprezentăm niște instituții, cum ne facem temele. Adică să nu dăm ocazii la așa ceva. Asta mă îngrijorează. Mai departe, cu partea financiară, rămâne de discutat. Eu înțeleg că poate să fie un capital extraordinar pentru primari. E parfum, un păpâine, normal. N-a avut un cadru legal ca să poată să facă intervenția. Logic, aveți dreptate. Pe fond aveți dreptate. Trebuiau reglate niște chestiuni. Eu sunt de acord cu această lege. De ce? Pentru că exista o întrerupere în acest proces de a duce copilul la clasa 0, de a duce mai departe, până la 1, 2, clasa 1, 2, 3, 4. Și ne uitam și vedeam ce se întâmplă. Păi da, fie vorbitor de limba maternă, limba romanii, nu se adaptează la grădiniță, nu știe despre ce e vorba, nu are clasă tranzitorie. Fie are probleme economice grave, fie este abuzat, fie. O sumedenie de alte lucruri. Noi nu avem puterea ca să influențăm formul legislativ. Bine că a venit această lege să lămurească problema asta. Noi nu găsiți un critic. Noi găsiți un partener. Noi vrem să fim alături de dumneavoastră, dar să nu ne lăsați singuri.
sau să nu fim abandonați pe parcurs, să vedem un primar care nu știu ce interese și în loc să ne pună liderii care cunosc situația, o să-l ia pe nu știu cine. Lasă, bă, stai aici. De ce? Procesul vi-l desenez. În 20 de secunde vi l-am desenat. Pe are interes electoral, în loc să-l pună pe nostru, îl pune pe altul, du-te acolo, strângem familie, o să primească ajutoare și iată problema. Va trebui să fim foarte atenți, foarte, foarte atenți în ceea ce privește aplicabilitatea acestei legi. Din punctul meu de vedere, sunt o serie de alte aspecte în lege care trebuie să evite cu o sensibilitate maximă. Cu privire la textul legii 156 și la instituirea consiliilor consultative care vor fi implicate în anchetele sociale din comunitate, liderul Partidei Romilor a avertizat participanții că scopul social benefic al acestei legi riscă să fie sortit eșecului sub influența anumitor factori, cum ar fi interesele electorale locale. Întâlnirea noastră de astăzi a avut, pe de o parte, ca și scop de a vă arăta niște lucruri care sunt și cu care dansăm la momentul de față, și cum să ne pregătim și cum să fim atenți, atât liderii noștri pe de-o parte, cât și dumneavoastră, cât și primarii, pentru că o să le dăm cuvântul și domnilor, doamnelor și domnilor primari. Să vedem dumneavoastră cum văd această lege că poate să fie aplicată. Prahova este un județ împărțit cel puțin în trei sfere politice. Dacă Partida Romilor n-a jucat cu dreapta, o să pună de la stânga. Dacă a jucat cu stânga, o să pună de la dreapta. Dacă n-a jucat nici cu stânga, nici cu dreapta, o să pună de la centru. În acele consilii consultative. Și noi o să stăm să ne uităm și o să fim asistenți, că n-avem ce să facem. Pentru că primarul nu-i deschide ușa, primarul nu vorbește cu el, primarul nu o ia în serios, adică nu vede partea serioasă a lucrurilor. Aici este problema. Adică parteneriate de către noi încheiate, oamenii ăștia care sunt aici în sală, nu sunt nei ca nimeni. Sunt reprezentanții comunităților. Și ei asta așteaptă, să vadă, dumne, ce se întâmplă de mâine? Ce facem de mâine? Aici este problema numărul 1. Adică, cum intervenim? Pe ce buton apăsăm? Dacă cumva există un abuz, la cine ne ducem? Dacă există o problemă? Dacă vrem să discutăm cu cineva? Adică, trebuie să avem, cred că sunt destul de clar, domnul prefect, trebuie să avem niște pârghii care nu sunt descrise în lege, decât exact ce a sesizat Lucica. Niște amenzi, mă rog, amendă. Eu nu știu cum poți să amendezi un om care lucrează în instituția statului, nici dacă mă omor. Dar mă rog, este altă poveste. E treaba lui. Măsurile sancționatorie nu-i povestea mea. Dar unde mă duc eu? Într-o comună? Nu știu, la Sângerul sau în altă parte? Nu știu. La Mizil sau în altă parte? Dom'le, văd că s-au făcut niște abuzuri. Ce se întâmplă? Mă duc la primar? Poate nu mă bag în seamă, că n-am mers în alegeri cu el. Unde mă duc mai departe? Ce facem noi? Pe cine sesizăm? Cu cine lucrăm? Orice scânteie naște un mare scandal. Ori rânduirea asta la nivel de județe, rânduirea la nivel de țară este mult mai necesară. Pentru că dacă legea este promulgată, nici direcțiile de asistență socială și protecția copilului nu o să stea, că au lucrării, un lucru. Trebuie să se miște, oamenii trebuie să se ducă acolo. Toată lumea o să interpreteze iară. Uite, legea firea și cu legea pe unul. A venit să ne ia copii. Nu îmi spune în lege că nu este niciun nicio persoană care face, de exemplu, ancheta socială, nu este să spună, dom'le, știți care este problema? Dar de fapt, am avut cazul de la Ciorăști. Deci de o săptămână de zile ne ocupăm de cazul de la Ciorăști. De la Vrancea. Eu în 3 ore, 2 ore, jumătate, 3 ore, ați trebuit să mobilizez oamenii, să mă duc acolo, să văd despre ce e vorba. N-a fost în stare nimeni să comunice. Nimeni. Absolut nimeni. De la nivel de județ, de la nivel de direcție. Absolut nimeni. Ne-a pus toată țara în cap că i-a luat 4 copii. A trebuit să ieșim noi să facem anchete, noi să ducem noi în teritoriu, să le arătăm oamenilor că de fapt ancheta era de 10 ani, nu era de 6 luni sau de 3 luni. A trebuit toate lucrurile astea, cartofii ăștia fierbinți, să-i scoatem noi din foc, să-i dăm afară. Când în rest, n-a interesat pe nimeni. Nu cred că este o soluție. Nu cred. Este adevărat în discursul ăsta rapid și scurt, pentru că sunteți cu agenda dumneavoastră ocupată, este unul provocator, dar totuși lămuritor. Adică să vedem ce facem. Facem conferința de presă, ne așezăm în fiecare județ, vedem cine iese, vedem cine ia problema, vedem cine e responsabil, că până la urmă nu pot să mă duc eu să-i fac eu treaba
unui șef de post de la poliție. Cum să-i fac eu treaba acestui de post? Nici n-am voie. Cum să fac eu să intervine peste primar? N-am voie. Unde să mă duc eu să spun cui? Vine liderul meu și apasă la... Vine la noi, că la noi are ușa deschisă. Băi, șefule, ce face? Păi nu știu, mă, dăm din numeri. Mediatorii școlari, mediatorii sanitari, profesorii de limba română, consilierii locali și tot așa mai departe, toată lumea trebuie să... Liderii noștri, toată lumea trebuie să formeze un angrenaj. Angrenajul ăsta trebuie pus pe hârtie, trebuie să fie la dispoziția dumneavoastră, la prefectură, la dumneavoastră, la DGASP, toată lumea trebuie să știe de toată lumea. Vă spun din start că Partida Romilor, prin reprezentanții pe care îi avem atât în Ministerul Educației, Ministerul Familiei, la Agenția Națională pentru Rom, cât și în Parlament, nu ar fi lăsat vreodată ca o lege și de acum încolo, ca o lege să fie în defavoarea comunității noastre. Nu. Niciodată nimeni nu ne va reprezenta mai bine interesele decât unii de-ai noștri. Să înțelegeți clar lucrul ăsta, pentru că de 30 de ani nu-l înțelegeți nici voi și poate că unele din necazurile pe care le avem ni se datorează și nouă, pentru că nu înțelegem odată că trebuie să fim reprezentați de oameni dintre noi, nu de Ghiță, nu de Vasile, nu de Ion. Că uită-l, după 5 zile, uită de situația noastră și mai ne vedem peste 4 ani. Nu, astfel de lucruri trebuie să înceteze. Trebuie să ne vedem interesul copiilor noștri, pentru că ei sunt viitorul acestei țări și, așa cum doamna inspector vorbea de abandonul școlar. 8 din 10 copii în momentul de față abandonează școala, dacă văd, în rândul comunității rome. 8 din 10 copii. Ce facem cu 2 copii? Reprezintă viitorul țării? Nu. Trebuie clar ca și reprezentanți ai comunității rome, mai ales pentru că de aici a venit și funcția pe care o ocup acum, să ne regăsim cu factori decidenți cât mai importanți în care să vedem care este pârghia, care este viitorul. Așa cum a spus și domnul președinte, ne-am întâlnit astăzi. Bune, toate bune. De mâine ce facem? Mergem fiecare la casele lui, iar comunitatea romă trăiește în aceeași sărăcie luce. Au fost prezentate date privind situațiile critice din zonele defavorizate și au fost făcuți primii pași în rezolvarea problemelor care afectează comunitățile. În primul rând vreau să vă garantez că în mine veți găsi un partener, iar legea va fi aplicată așa cum trebuie, nu cum se speculează în mediul public vis-a-vis de această discriminare care se poartă în școli sau cu privire la faptul că vom lua noi copiii și vom duce în altă parte. Exclus așa ceva. Haideți să mergem punctual pe fiecare OAT în parte, da, pe zonele vulnerabile. Și haideți să dezvoltăm punctual pe zona respectivă o strategie. Vedem problemele care sunt și ce avem de făcut. Că, repet, eu nu spun că n-ați fost și ați văzut că sprijinul nostru întotdeauna l-ați avut și îl veți avea. Dar vreau să ne focusăm pe zonele vulnerabile. Că dacă mă focusez la modul general pe 104 OAT-uri, vă dau exemplu de OAT-uri care nu face obiectul acestor discuții și vă dau exemple de OAT-uri foarte grave. Dar noi trebuie să știm. Ok, șoturile, foarte bine. Haideți să-i vedem la șoturile toate problemele care sunt. Ați spus odată de comunitatea nu are apă. Da? Vreau să vedem. Nu au apă. Din ce motive? Care, adică, bine, nu neapărat să-mi răspundeți dumneavoastră. Dumneavoastră îmi spuneți datele pe care le aveți. Eu mă duc mai departe cu analiza. Mă duc, facem o ședință comună, invităm primarul, invităm comisia și identificăm, domne, de ce nu au apă? E voința lor a cetățeanului, în sensul că eu i-am pus la dispoziție rețeaua la poartă, dar el nu vrea să se debranșeze, sau eu n-am făcut nimic ca și comunitate locală. Pe mine asta mă interesează, pentru că altfel nu vom evolua și vom discuta la modul general. Vreau punctual și sunt câteva OAT-uri vulnerabile, ai clar. Și aș vrea, nu vreau ședințe comune cu toți odată, ci punctual pe fiecare OAT în parte. Așa o văd eu. Și dacă aveți o altă opinie, vă rog să-mi spuneți. Nici în momentul de față noi nu avem, că de-aia venise vorba, că să ne spălăm cu apă plată, să știți. Cumpărăm. Au fost probleme de la conductă. Iar acolo, la poemă, la pilonul
mai să ajungă apa, au zis să rezolve acea problemă cu comunitatea. Și mai avem niște probleme, iar la noi în comunitate, la secundă, pentru acte adicase. Actele de proprietate. De proprietate. Nu avem așa ceva și ne împiedică pe oriunde mergem. Efectele recenzării defectuoase de anul trecut nu au întârziat să apară. Fără a avea cetățeni de etnie romă declarați în localități, autoritățile publice locale nu au suficiente pârghii financiare și legale să rezolve problemele din comunitățile de romi. Avem destule multe zone cu vulnerabilități. Propunerea domnului prefect este una cât se poate de corectă, echilibrată și realistă, să lăsăm la latitudinea organizației județene împreună cu liderii noștri să punem pe o coală A4 care sunt localitățile, care sunt vulnerabilitățile localității în cauză, cum stăm cu, nu strică să facem o recenzare la botul calului, cum s-ar spune, adică ne ducem acolo și spunem, domnule, hai în concret să vedem, că nu s-au recenzat. Nu cunosc metoda sau nu cunosc motivele. Poate metoda de recenzare a fost aplicată greșit și n-am înțeles-o ăla. Că eu, de pe mine, de exemplu, dacă mă întrebați, și la momentul actual, când eu vă vorbesc, știți că pe mine nu m-a recenzat, eu apar recenzat. Deci, așa că să mai înțelegem cum e cu procesul ăsta de recenzare. Adică nu e mare lucru dacă n-au fost recenzat 2 milioane de români. 2 milioane jumătate de români. Crezi că e o mare problemă? Nu e. Dar a ieșit, până la urmă, mai iau mere, iau pere, iau corcoduș, gutui, pac-pac, le pun acolo, gata și cu recenzarea. Am scos-o și pe asta. Așa că nu pot să le țin eu țiganilor vin acum 100%. Nu. Există acolo, în comunități, niște vulnerabilități majore, care sunt vulnerabilități sociale, care țin de instituții locale și care trebuie să venim cu niște metode noi ăștia care cel puțin mai gândim. La finalul întâlnirii s-a decis aplicarea unor strategii locale, punctuale, pentru remedierea problemelor cu care se confruntă romii din Prahova. Am discutat strict despre anumite localități, pot să spun și localitățile, că nu e niciun fel de problemă, localitatea Șotrele, unde avem un abandon școlar foarte ridicat acolo și nu am avut sprijinul nici autorității locale dintotdeauna, ca să zic așa. Avem o comunitate de rom foarte mare în Șotrele și cu mari probleme. Și noi toți încercăm să rezolvăm și nu putem, fără sprijinul autorităților, să rezolvăm absolut nimic. Dar, în principiu, astăzi am vorbit și despre combaterea și prevenirea discriminării în unitățile școlare, pentru că ne-am întâlnit și cu asemenea cazuri, și despre importanța parteneriatelor între Asociația Partida Romilor și instituțiile publice locale și județene. Deja se văd, eu știu, urmările faptului că romii nu s-au declarat la recensământ, deși știți foarte bine ce campanii s-au făcut în toată țara, da? Iată că acum vin și rezultatele, în ghilimele. Da, domnul primar de la Colceag a pus această problemă, pentru că, într-adevăr, noi am fost pe teren împreună cu dânsul și cu recenzorul și am încercat să convingem persoanele din Rom să se declare că este în folosul comunității, însă nu am reușit în totalitate, că asta e, dar domnul primar a relatat faptul că, datorită faptului că nu are un număr semnificativ de rom declarați, nu a putut să achiziționeze un autobuz școlar. Și problemele probabil că vor continua și se vor vedea aceste rezultate slabe ale recensământului. Da, bineînțeles, vor continua și se vor vedea, dar noi am făcut ce am putut, ne-au ajutat și ei unde sunt romi, dar n-am putut să ajungem peste tot. Am avut și noi recenzori, într-adevăr, că am avut un parteneriat cu Direcția Județeană de Statistică, dar n-am putut ajunge peste tot să mergem zilnic cu recenzorii pe teren. Ce urmează să faceți în perioada următoare, domnule Marghele? Urmează să facem vizite în comunitățile de romi, în comunitățile cu impact mare, unde comunitățile sunt masive, sunt cu mai mulți romi. Cred că vreo 25 de comunități vom face vizite unde am luat această hotărâre cu domnul prefect și cu tot ce înseamnă de concentrat, în care să mergem împreună ca o echipă mixtă. Thank you.
ei nevastă frumoasă, dar cu ea să nu faci casă. Sunt 7-8 copii, dar cu casă să nu fii. Haide, haide, noi ne bigă mai mari. Sunt 7-8 copii, dar cu casă să nu fii.